Bună seara, domnilor și domnilor! Bine ne-am regăsit la emisiunea Se poate altfel. Și în seara aceasta, Adrian Andrei dorește ca să vă aducă în atenție o emisiune cu un decor religios, un decor spiritual și să observăm încă o dată care sunt acele elemente care ne pot întări viața și ne pot apropia mai mult de Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi despre personalitatea Duhului Sfânt și vom lua în seamă și anumite manifestări pe care le consideră oamenii ca fiind manifestări ale puterii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Să observăm dacă într-adevăr sunt aceste manifestări puterea Duhului Sfânt sau o altă putere nocivă pentru sufletul omului. În seara aceasta aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Cezar Spătărelu. Bine ați revenit în emisiunea noastră. Bine v-am regăsit. Haideți să facem o introducere, să spun așa, a emisiunii noastre. Am intitulat această emisiune Loviți de Duhul și să observăm dacă Duhul Sfânt este o persoană sau este o forță impersonală. Vreau să vă spun că motivul pentru care am încercat să pătrund să pătrundem în subiectul acesta este tocmai un articol pe care l-am găsit în ziarul Viața Buzăului și pe care l-am în fața mea în acest moment. Chiar așa se intitulează la pagina 7, un număr trecut al ziarului Viața Buzăului, Duhul Sfânt. Și am fost impresionat să descoper aici câteva elemente, câteva criterii și în mod special câteva atribute pe care le are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și care sunt specificate aici, care sunt descrise cu Biblia, cu dovezi biblice. Și pornind de la adevărul acesta, am încercat să concretizez emisiunea din seara aceasta intitulată Duhul Sfânt sau Loviți de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În acest articol am găsit câteva lucruri cu privire la un alt lucru de interes general și anume o întrebare a unui cititor: cum se scrie corect, Iisus cu un I sau cu doi de I? Aș vrea să spun pentru toți cei care ne urmăresc în această seară că în pagina 7 a ziarului Viața Buzăului veți descoperi pe lângă aceste articole care sunt săptămânale chiar și anumite concursuri biblice cu premii la care vă încurajez să participați. Ei bine, domnule pastor, haideți să pătrundem în aspectul acesta al învățăturii despre Duhul Sfânt. Să vedem cum dovedesc Sfintele Scripturi că Duhul Sfânt este o persoană și nu numai o putere divină impersonală. Există cumva asemenea argumente pentru că ce-i drept, Sfânta Scriptură vorbește despre anumite personificări ale Duhului Sfânt și să vedem dacă este într-adevăr o persoană sau nu. Care sunt argumentele? Sigur, creștinii cred pe baza Sfintelor Scripturi că Duhul Sfânt este o persoană dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi, ale Dumnezeirii. Toți creștinii la un loc sau vorbiți de crezul apostolic care menționează sau specifică adevărul că Duhul Sfânt este o persoană? Mă refer la majoritatea creștinilor. Mai sunt și excepții. Însă crezul creștin, da, vorbește despre Duhul Sfânt ca fiind o persoană care a acționat atunci când Iisus Hristos a fost zămislit și Sfânta Scriptură îl prezintă ca fiind o persoană prin ceea ce el a făcut, prin prezența sa, prin acțiunile sale, prin tot ceea ce el a făcut. Se distinge faptul că este o persoană distinctă, o persoană diferită de Tatăl și de Fiul, o persoană care are niște atribute, așa cum a spus mai devreme, care a acționat și acționează încă. Aș aminti dintre aceste atribute ale Duhului Sfânt faptul că El convinge. El este Cel care convinge sufletul omului atunci când există o dilemă, nu știi ce să crezi, ce cale să urmezi, Duhul Sfânt te călăuzește. Bineînțeles, lucrul acesta dacă tu îl dorești, dacă dorești să accepți, să asculți de glasul Lui. Mulți spun că și conștiința este de fapt glasul Duhului Sfânt.
este acea înzestrare, acea însușire a ființei umane de a fi conștient atunci când greșește, când E nevoie neapărat să considerăm că Duhul Sfânt este o persoană care te conștientizează de starea ta de păcat. Nu vorbește Sfânta Scriptură doar de acele elemente precum vânt, un de lemn, da? La cincizecime s-a coborât puterea Duhului Sfânt sub niște limbi de foc. Da? Personificarea aceasta a Duhului Sfânt sub manifestările de genul vânt, foc, un de lemn, apă, ne duc cu gândul că ar fi de fapt o forță impersonală și nici de cum o persoană. Cum explicați sau cum dovediți? Pentru că găsim astfel de cuvinte în Sfânta Scriptură. Vânt, foc, un de lemn, apă. Sigur că da. În Sfânta Scriptură sunt multe simboluri. Și Domnul Hristos are simboluri. Nu? Știm cu toții. Este miel, mielul lui Dumnezeu și așa mai departe. Însă, revenind la Duhul Sfânt, chiar dacă în dreptul lui se folosesc anumite simboluri pentru a explica lucrarea lui, pentru a explica modul în care el acționează, deci vânt, da? Să ne legăm de acest simbol folosit de Domnul Hristos atunci când a vorbit cu Nicodim, pentru a ilustra ideea că Duhul Sfânt lucrează într-un mod invizibil. Așa cum vântul nu-l vezi, așa lucrează și Duhul Sfânt. Nu știi de unde vine, încotro, deci este o lucrare invizibilă, dar efectele sunt vizibile, așa cum vântul observi efectele lui, da? Cum se mișcă frunzele în copac și așa mai departe, așa vezi și efectul Duhului Sfânt asupra persoanei tale sau asupra altei persoane. Deci sunt simboluri care să ilustreze într-o manieră accesibilă omului lucrarea Duhului Sfânt. Un de lemnul, de asemenea, este un alt simbol al Duhului Sfânt. Un de lemnul sau mirul, da, de care se vorbește și se cunoaște, simbolizează, este un simbol vechi al Duhului Sfânt, da, pentru că acel un de lemn era folosit și pentru a produce lumină, ardea în candele, da? Deci este vorba aici de iluminarea pe care Duhul Sfânt ți-o poate aduce în cunoaștere, în înțelegere și alte simboluri. N-aș vrea să intru acum să discutăm numai despre simboluri. Nu discutăm neapărat despre simboluri, dar un lucru care să ne facă să înțelegem cum ar putea să se manifeste Duhul Sfânt prezent pretutindeni din moment ce este o persoană. Personal, noi oamenii suntem prezenți într-un singur loc. Aici, acum discutăm, nu putem fi prezenți și în altă parte. Dacă Duhul Sfânt este o persoană, cum poate fi prezent în mai multe locuri? Ideea aceasta de personalitate, noi oamenii o legăm foarte mult de corporalitate, de partea aceasta materială. Da? Deci nu putem să înțelegem o persoană fără să aibă un trup material. Însă, privind la învățătura Sfintelor Scripturi, observăm că Sfânta Scriptură ne învață că o persoană nu este neapărat legată de un corp material. Dumnezeu este o persoană, dar nu este ca o persoană umană. Este o persoană duhovnicească, spirituală. Nu știm, este o taină pentru noi cum este Dumnezeu, esența persoanei sale, ca ontologie, să numesc așa. Însă, înțelegem poate mai bine prin ceea ce nu este. Sigur, Dumnezeu nu este o persoană ca noi, da? Cu corporalitate, cu un trup material, supus în felul acesta legilor fizice, cum a spus și noastră. Putem fi aici și în altă parte. Putem fi decât într-un singur loc. Deci, în concluzie, ideea de personalitate nu trebuie legată de ideea de corporalitate. O persoană poate fi persoană și fără să aibă un trup bine definit material. Ați amintit mai devreme un atribut important al Duhului Sfânt și anume acela că pe oamenii conștientizează de starea lor de nevrednicie sau de păcat. Ar fi și alte atribute pe care le are Duhul Sfânt ca să concretizeze sau să întregească tabloul acesta al personalității sale, care mai fi alte atribute pe lângă cel numit de dumneavoastră?
Deci, pe lângă faptul că Duhul Sfânt ne conduce în cunoașterea adevărului, ne convinge de păcat, cum am amintit, putem spune că Duhul Sfânt și cunoaște, El cunoaște ce se află în noi, da? În inima noastră, în sufletul nostru. Și aș vrea să folosesc Sfânta Scriptură pentru a ilustra, ca să nu vorbesc numai din partea mea. Am în față o Sfântă Scriptură ortodoxă, ediția din anul 1997. Și aș vrea să deschid la... Nu puteți spune de ce ortodoxă? Există vreo diferență între ceea ce citiți dumneavoastră acum și alte scripturi pe care le folosesc alte culte religioase? Nu. În esență, Sfânta Scriptură este aceeași. Nu este o diferență majoră între ele. Sunt diferite traduceri, însă, fiindcă în țara noastră marea majoritate a oamenilor folosesc Sfânta Scriptură ortodoxă, fiind ortodoxi, am ales să folosesc și eu această scriptură, care este la fel ca și celelalte. Deci nu este nicio diferență, repet, de esență. Aș vrea să citesc în 1 Epistola lui Apostolului Pavel, la capitolul 2, versetul 11, care spune așa: căci cine dintre oameni știe ale omului decât Duhul omului care este în el? Așa și cele ale lui Dumnezeu nimeni nu le-a cunoscut decât Duhul lui Dumnezeu. Așa cum omul le cunoaște pe ale lui, în Duhul lui, spune aici, în intimitatea ființei lui, așa cele ale lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu le cunoaște Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt cunoaște. O forță impersonală nu poate să cunoască. Da? Nu există așa ceva. Un alt, tot în 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 12 de data aceasta, versetul 11, spune așa: și toate acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind fiecăruia deosebi după cum voiește. Aici vedem că Duhul Sfânt împarte, se vorbește despre darurile duhovnicești, după cum voiește, deci el are o voință personală. Deci nu este o forță impersonală, fără voință, ci voiește, da? Are voință și vreau să spun că, în primul rând, calitatea unei persoane este voința liberă. O să decizi tu singur ceea ce dorești. Și în altă parte putem vorbi în Romani, capitolul 8, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, avem aici versetul 27: iar cel ce cercetează inimile știe care este dorința Duhului, căci după Dumnezeu el se roagă pentru sfinți. Iarăși aici năzuința, dorința sau năzuința Duhului, în altă traducere e același lucru. Deci Duhul Sfânt are năzuințe sau dorințe, deci dorește. Iarăși un lucru care ține de o persoană, da? Să dorești ceva. De asemenea, tot în Roman, capitolul 15, versetul 30, spune: dar vă îndemn, fraților, Apostolul Pavel, pentru Domnul Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine să luptați în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine. Deci, el spune aici: vă îndemn pentru, da, Domnul nostru Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt. Deci, Duhul Sfânt iubește. O persoană doar poate să iubească, nu? Nu o forță impersonală. Sigur, poate fi și întristat, și Apostolul Pavel în Efeseni, epistola sa către Efeseni, capitolul 4, versetul 30, ne vorbește despre lucrul acesta. Iată ce spune: să nu întristați pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Deci și Duhul Sfânt poate fi întristat. Da? Și Pavel ne îndeamnă să nu întristăm, să nu cumva să facem păcatul acesta. Și de asemenea, unul dintre cele mai importante este că se poate și păcătui împotriva Duhului Sfânt. Este așa numita hulă împotriva Duhului Sfânt sau păcat împotriva Duhului Sfânt, așa numitul păcat de neiertat. Aș da un exemplu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, când doi creștini, din nefericire, au încercat să ascundă, practic, ceva, versetele 3 și 4, iar Petru a zis,
acestui creștin pe nume Anania. De ce a umplut Satana inima ta ca să minți tu Duhului Sfânt și să dosești din prețul țarinei? Oare păstrând-o nu ți rămânea ție și vândută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai mințit oamenilor, ci lui Dumnezeu. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut și a murit și frică mare i-a cuprins pe toți care au auzit. Deci Petru, Sfântul Apostol Petru, spune foarte clar, n-ai mințit pe oameni, ci ai mințit pe Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt, practic, este o persoană divină. Bun, după toată această înșiruire de atribute ale Duhului Sfânt, avem și un apel telefonic și am vrea să ascultăm pe telespectatorul nostru. Bună seara! Sunteți în direct. Aș dori să vă mulțumesc că aveți așa o asemenea emisiune. Este foarte educativă pentru noi toți, cei care suntem credincioși în Bunul nostru Dumnezeu. Avem respect față de invitatul dumneavoastră și față de dumneavoastră că ați putut să realizați o emisiune de mare sentiment. Mulțumim pentru aprecieri. Am totuși o întrebare. Vă ascultăm. Poate este puțin incomodă, dar ar trebui să fiu înțeles, pentru că sunt nedumerit. Dacă Duhul Sfânt există la oamenii speciali, nu? La oamenii care sunt hitoronisiți, la oamenii care sunt prelați, preoți, nu? Sunteți de acord? Da, și nu numai. Și nu numai. Vreau un mic dialog. În mod special îl voi lăsa pe invitatul meu din seara aceasta să răspundă la aceste întrebări. Aș dori să îi adresez o întrebare. Dacă acești oameni au legătură cu politica și dacă acești oameni sunt acceptați de Sfântul Sinod sau de credința ortodoxă noastră pentru a face politică și a se introduce, după părerea mea pură, într-o batjocură, pentru că politica este, așa cum știți dumneavoastră, se începe cu politica, este cu litera C și este și instabilă. Duhul Sfânt dă oamenilor talente să poată corela sufletele oamenilor, dar nu cred că este potrivit ca să intre în asemenea artificii, pentru că decredibilizează sistemul nostru ortodox. Mă refer fără jenă la preotul Nevoiță, care a intrat într-un acest sistem, are anumite atribuții bisericești și are și sociale, dar în politică e părerea mea că Dumnezeu nu i-a dat Duh Sfânt să facă acest pas. În alte cuvinte, întrebați dacă cumva anumiți oameni care au interese pământești sau mercantile, să le numesc așa, se pot folosi de puterea Duhului lui Dumnezeu ca să-și împlinească aceste ținte pământești sau omenești. Este într-un fel, cum spuneți dumneavoastră, dar puterea Duhului Sfânt nu poate pătrunde în politică, mă gândesc eu, pentru că politica este schimbătoare. Noi suntem stabili ca și oameni și ca și credință. Deci, ca să te schimbi din preot, să faci politică și să te dai după un partid sau după altul sau independent, este greu. Și după câte știu eu de la părinții și bunicii și străbunicii mei, biserica deci nu face politică și nu încarce Duhul Sfânt în politică. Politica este o chestie vremelnică, de scurtă durată și nu are loc în sufletele oamenilor
biserici. Aici am vrut. Deși au fost, momente în istorie, în special în istoria bisericească, sunt notate asemenea lucruri, faptul că biserica a intrat în legătură cu statul. Și uneori chiar a depășit atribuțiunile și a făcut chiar mari ravagii în societate. Asta am să zic. Deci a trebuit ca prin Sfântul Sinod, prin credința ortodoxă, să ne educăm și să ne oprim acolo unde avem un hotar, pentru ca să putem să dăinuim, că altfel ne împrăștem peste tot și nu ne alegem cu nimic. Acum să înțeleg că dumneavoastră întrebați dacă cumva oamenii bisericești sau slujitorii altarului ar putea să intre în politică, în domeniul acesta. Da, e adevărat asta, și special când am auzit că domnul sau nu știu cum să-i mai zic, preot Negoiță încandidează ca independent o funcție publică, pentru că el are alte roluri, după părerea noastră, alte roluri și mult mai speciale și mult mai duhovnicești, am rămas într-o dilemă totală. Și deci suntem, nu numai cred că numai eu, și în anturajul în care am mai avut o discuție seara asta, este total negativă. Aceasta este părerea noastră. Nu știu acum dacă am reprezentantul dumneavoastră acolo invitat este de acord cu noi. Haideți să vedem care este opinia. Mulțumim pentru intervenția telefonică. Dacă cumva oamenii se pot folosi de puterea Duhului Sfânt într-un anume fel pentru anumite interese pământești, pentru a intra, de exemplu, în politică, spunea telespectatorul nostru. Dacă cumva acești oameni au legătură cu biserica și pot să aibă și legătură cu viața aceasta de politică, poate intra un slujitor al altarului în sectorul acesta politic? În primul rând aș vrea să spună telespectatorului nostru că Duhul Sfânt este în egală măsură oferit tuturor oamenilor. Nu o anumită categorie primește mai mult sau alții mai puțin. Măsura în care este primit este la dispoziția noastră. Adică noi, ca oameni, decidem cât de mult să fim influențați de Duhul Sfânt sau să ne lăsăm conduși de acest Duh Sfânt. Legat de celălalt aspect, nu vreau să comentez pentru care cine să o facă, acest aspect particular pe care telespectatorul nostru l-a menționat, însă, potrivit Sfintelor Scripturi, știm foarte clar că Domnul Hristos a spus aceste cuvinte pe care le cunoaștem cu toții, arătând tocmai această separare dintre biserică și stat. Biserică și stat, da? Cunoaștem cu toții acele cuvinte celebre, da? Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ideea este să nu le amestecăm. Ideea este să nu le amestecăm. Fiecare are rolul lui, statul are rolul lui, biserica are rolul ei. Însă atunci când ele se amestecă, acest amestec nu este bun. Dar în ultima perioadă de timp se vorbește din ce în ce mai mult de o criză. Pornind de la criza economică, materială, așa mai departe, ajungem în cele din urmă și mulți oameni accentuează aspectul acesta că asistăm la o criză morală. Și se caută oameni morali, oameni, într-un cuvânt, bisericești, oameni care să aibă o credință în Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, iar credința aceasta să fie exemplificată la nivelul practic. Și dacă un astfel de om ajunge pe scena politică, ar putea foarte bine să își trăiască credința. Și aici, ca paranteză, fie spus la întrebarea mea, Biblia nu vorbește de oameni importanți care au avut slujbe politice, da? Și oameni care au fost după inima lui Dumnezeu, oameni credincioși, care au avut puterea Duhului Sfânt asupra lor și care și-au făcut datoria în segmentul respectiv atât de bine încât nimeni n-a avut ce să le reproșeze. Nu ar putea oamenii aceștia, care au un caracter deosebit, da, din punct de vedere spiritual, moral, să fie o influență spre bine de acolo, din domeniul politic? Aparent da. Întotdeauna căutăm oameni cinstiți, oameni care să ne reprezinte cu adevărat și așa mai departe, oameni onești, într-un cuvânt. Și întotdeauna sectorul acesta religios
este un sector deosebit, da? Este, aici considerăm că sunt oamenii mai apropiați de Dumnezeu, de cele sfinte, oameni religioși, oameni corecți, cinstiți și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, atunci când cineva accede într-o slujbă din aceasta publică sau să numesc politică, el intră într-un context, el intră într-un angrenaj unde nu poate să facă chiar ce dorește el. El devine vocea sau reprezintă un partid politic. Însă, atunci unii când... Sunt și independenți. Da, atunci când cineva este independent, chiar acest lucru vreau să-l subliniez, și vizează numai acest aspect administrativ, dorește să fie un bun administrator, da? Să gestioneze, să administreze bine o localitate, da? Din toate punctele de vedere. Este de admirat lucrul acesta. Pentru că spuneați mai devreme că au existat astfel de oameni creștini și credincioși în general care au avut astfel de funcții. Vreau să vă spun că într-adevăr au existat, dar n-au avut funcții politice, ci funcții administrative. Ei au fost oameni pregătiți în domeniul lor, au fost tehnocrați, au fost experți, au fost oameni care erau buni administratori și care au fost numiți în acele poziții pentru această calitate, nu pentru că erau membri unui partid sau a altuia, ci pentru că aveau anumite calități. Să înțeleg din răspunsul dumneavoastră că un slujbaș al altarului bisericii ar putea să intre în segmentul politic ca independent sau în zona aceasta administrativă ca un independent. Și atunci ar face eventual cinste. Sigur altarului. Că da. Eu cred că, bineînțeles, aici nu vreau să amestec lucrurile pentru că depinde de biserica în care se află, de canoanele care sunt, de regulile pe care trebuie să le respecte în acea biserică, dacă îi se dă voie, cu alte cuvinte, să intre în așa ceva. Însă dacă primește permisiunea, cred că fiind independent o să-i fie mai greu, o să-i fie mai greu, pentru că nu are în spate un partid care să-l susțină, însă ar putea dovedi calitățile lui personale, cinstea lui, credincioșia lui. Mă iertați. Deci ar fi într-adevăr o ocazie ca acea persoană să ilustreze ceea ce el este cu adevărat. Și într-adevăr, oamenii caută astfel de oameni. Căutăm oameni de genul acesta, oameni în care să avem încredere. Atunci, să mai unim biserica cu statul sau să lăsăm lucrurile separat? Sigur, aici este un teren foarte mișcător. Este într-adevăr greu să tragi linia de demarcație între una și cealaltă. Însă cred că privind aspectul acesta doar ca o funcție administrativă, eu cred că poate fi. Și aș putea da exemple din Sfânta Scriptură în felul acesta. Oameni care au slujit, da, în funcții administrative. Și aș începe cu cartea Facerea, Geneza. E vorba de Iosif, unul dintre fiii lui Iacov, care a fost numit un fel de prim-ministru al Egiptului și care s-a achitat de datoria lui foarte bine, în același timp onorându-l și pe Dumnezeu și rămânându-i fidel. Avem de asemenea tot în Vechiul Testament pe Daniel, care a ajuns la curtea mai multor împărați, atenție, la mai mulți împărați care erau chiar rivali, să spun așa, făceau parte din neamuri diferite și a păstrat acea funcție pentru că el a fost un om vertical, el și-a făcut datoria, a fost un om cinstit, corect și bineînțeles că i-au slujit și lui Dumnezeu. Foarte bine. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și bineînțeles că prin el au fost binecuvântați oamenii aceia. Ne apropiem de o pauză publicitară, dar până atunci aș vrea ca să provoc pe telespectatorii noștri, pe cei care ne urmăresc în această ocazie, să urmărim un material de aproximativ un minut, care surprinde efectul unor manifestări publice sub influența sau sub imperiu, așa numitului Duh Sfânt sau Duh care vine de la Dumnezeu. Și apoi, după pauza publicitară, vom încerca să explicăm dacă manifestările acestea sunt de la Dumnezeu sau din partea celui rău. Haideți să urmărim materialul video, apoi avem o pauză publicitară.
tell you, I feel such a holy presence of God. Eu sinto a presença santa de Deus. Choir. Coral. There's a strong anointing right now. Existe uma forte unção agora. You want it? Você quer? Vocês querem? Join hands right now. Deem as mãos agora. I'm going to ask God to anoint you. Eu vou pedir a Deus que unja vocês. Lift your hands to heaven. Levante as mãos ao céu juntas. Somebody shout hallelujah! Vrei o nuntă de vis? Acum poți alege între salonul Imperial și salonul Nova Classic. Locații super selecte. Saloanele Imperial și Nova Classic organizează nunți, botezuri și mese festive într-o ambianță deosebită. Bucătărie de excepție, meniu și servire de 5 stele, cocktailuri pregătite de profesioniști, vinuri nobile, soiuri albe și roșii. În plus, pentru fiecare eveniment organizat duminica, beneficiați de bonusuri și gratuități. Vă așteptăm cu drag în Strada Unirii, numărul 3. Telefon 023 8717 848 sau 0752 166 711. Din tată în fiu am învățat că te simți împlinit atunci când îi ajuți pe ceilalți. Noi asta știm să facem, să ajutăm oamenii să împartă bucuria meselor de sărbători. Pentru că un cozonac nu înseamnă o singură bucurie, ci tot atâtea câte guri se înfruptă din el. Boromir, împarte bucurii. ProDinvest 94 Buzău oferă o gamă de servicii gratuite de consultanță în organizarea spațiului ce urmează a fi mobilat, proiectare, transport, montaj. ProDinvest 94 Buzău, design modern, fiabilitate, un raport preț-calitate extrem de competitiv printre cele existente în prezent pe piața românească de profil. ProDinvest 94 Buzău, sediu, depozit, hale de producție, strada Grigore Baștan numărul 6, telefon fax 0238 713 660, 0238 718 750, telefon mobil 0745 751 112. Generatorilor de deșeuri, cu sinceritate, decât să plătiți o amendă pe care nu o puteți duce, este mai simplu să apelați la depozitul ecologic de deșeuri menajere și industriale asimilabile acestora din Gălbinaș. Protejarea mediului, șansa de supraviețuire a omenirii. RER Servicii Ecologice SRL Gălbinaș, telefon 0238 723 945. Nu pierde timp. Vino la Viostar, la unul din cele două puncte de lucru de pe șoseaua de centură și de la Mărăcineni pe Euro 85 pentru a beneficia de promoție. La două anvelope achiziționate, beneficiezi de montaj gratuit și 20% reducere la îndreptat jante, geometrie roți sau presiune azot. La patru anvelope achiziționate, pe lângă montaj gratuit, beneficiezi de 20% reducere la ITP. Viostar comercializează din stoc sau la comandă o gamă completă de anvelope noi, piese și accesorii auto. Efectuează servicii roți și ITP pentru autoturisme și autocamioane. Acum, la Viostar, poți cumpăra anvelope și în 12 rate. Detalii pe www.viostar.ro sau direct la cele două puncte de lucru.
Vrei să fii informat? Vrei să știi ce s-a întâmplat sau ce se va întâmpla în Buzău? Citește săptămânalul Viața Buzăului. Viața Buzăului. Cel mai longeviv titlu din județul Buzău. Viața Buzăului. Anchete, reportaje, politică, învățământ, sănătate, sport și anunțuri locale. Pe toate le găsești numai în Viața Buzăului. 24 de pagini scrise de cei mai cunoscuți ziariști locali. Cere la distribuitorul tău de presă Viața Buzăului, ziarul de suflet al buzăienilor. Viața Buzăului. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Suntem din nou împreună, dragi telespectatori, și continuăm discuția noastră referitoare la puterea Duhului Sfânt care influențează pe oameni într-o direcție sau în alta. Am discutat până acum care sunt atributele principale care fac din Duhul Sfânt o persoană, atributele care sunt descrise în Sfânta Scriptură. De asemenea, am mai avut și intervenția telefonică a unui telespectator care ne-a întrebat dacă cumva sectorul bisericesc cu cel administrativ, politic ar putea să fie îmbinat, dacă un om din clasa religioasă ar putea să intre în domeniul politic. Am găsit răspuns și la această întrebare. Iar înainte de pauza publicitară ați văzut acest material, am văzut cu toții acest material video a unei puteri, a unei manifestări harismatice pe un stadion. Poate cunoașteți acele cruciade, acele manifestări impresionante a acestui om Benny Hinn, care are tot felul de întâlniri, chiar de vindecare, minuni care sunt făcute în dreptul unor bolnavi. Și aș vrea să discut cu domnul Cezar Spătărelu în această ocazie dacă cumva sau ce părere aveți dumneavoastră despre aceste întâlniri harismatice în care Duhul Sfânt se manifestă efectiv într-un mod tulburător. Chiar am văzut persoane în acel material care au leșinat sau efectiv tremură, cad pe spate. Ce părere aveți despre aceste manifestări? Sunt ele influența Duhului Sfânt sau nu? Aceste manifestări pe care le-am urmărit împreună sunt niște manifestări, într-adevăr, am putea spune, supranaturale. Însă, când vorbim despre supranatural, vorbim în primul rând despre Dumnezeu și vorbim și despre diavolul, care este dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul oamenilor. Și aș vrea să citesc un pasaj din 1-a epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 4. El spune așa aici, versetul 1. Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. Apostolul Ioan îndeamnă pe credincioși să fie atenți atunci când văd o astfel de manifestare și spune să cerceteze duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Pentru că sunt și duhuri care nu sunt de la Dumnezeu. Sunt duhuri, cum spune Apocalipsa 16, de demoni, duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și minuni cu scopul de a înșela, cu scopul de a induce o anumită stare extatică. Ați văzut în acel material oameni care râd, care se manifestă într-un mod necontrolat, care cad pe spate când acel om spune taci, adică atinge-te sau... Atingere. Este vorba de acea lovire a Duhului Sfânt. Sigur, sigur. În acelor oameni. Vedeți, Duhul Sfânt nu acționează așa, în această manieră spectaculară. Și nici în scopul acesta de a face spectacol. Sunt câteva criterii pentru că Apostolul Ioan... Haideți înainte de a vedea criteriile, da, de a identifica care este manifestarea potrivită unui sau Duhului lui Dumnezeu și
Duhul celui rău, să mai urmărim în timp ce vom discuta de asemenea câteva imagini video care transmit cam aceeași idee și aș vrea să vă întreb în timp ce decurg aceste imagini, credeți în astfel de minuni dumneavoastră? De exemplu, chiar aici un bărbat care efectiv este adus în față și are loc o minune, omul nu aude, după atingerea aceasta a Duhului Sfânt, omul sau atingerea acestui om, omul începe să audă, îi se pune întrebări de mai aproape, mai de departe, dacă aude și, într-adevăr, are loc o minune. Credeți în astfel de minuni? Sigur că da. Sfânta Scriptură vorbește despre astfel de minuni. Ele sunt minuni reale. Unele nu sunt, dar unele sunt reale. Eu n-am motive să cred că nu este o minune reală ce se prezintă pe ecran acum. Însă, pe mine mă interesează nu minunea în sine, ci mă interesează cine stă în spatele acestei minuni. Care este puterea folosită aici? Este puterea lui Dumnezeu sau este puterea altuia? Pe mine mă interesează cine vindecă. Nu că vindecă, pentru că și diavolul poate să vindece. Tot el aduce o suferință, o boală, în cazul acesta surzenia, nu? Dacă nu mă înșel, acest om a fost surd. Și tot el poate să își ia mâna, nu? Și să facă acel om să audă foarte bine. Deci, întrebarea mea la momentul de față este cum putem face diferența între duhuri. Dacă dumneavoastră susțineți că aceasta este o minune de vindecare făcută prin puterea satanei, prin puterea Duhului celui rău, și aici iarăși fac o mică paranteză, omul acesta sau în viața acestui om are loc o minune, deci are parte de un bine făcut. Cine nu și-ar dori să fie sănătos? Păi cel rău să dorească binele omului cumva și să-l vindece, care să fie scopul? Cum facem distinția între Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul celui rău? Aș vrea să vă citesc întâi un pasaj, după aceea să comentez această idee. Aș vrea să citesc un pasaj din Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetele 22 și 23. Să începem de la 21. Iată ce spune Domnul Hristos, sunt cuvintele Lui. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am prorocit și nu în numele Tău am scos demoni și nu în numele Tău minuni multe am făcut? Și atunci voi mărturisi lor, niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de legea. Deci Domnul Hristos spune foarte clar că vor veni în ziua aceea, spune El, niște oameni care vor pretinde că au făcut în numele Lui. Ce au făcut? Spune că au scos demoni, au prorocit și au făcut și multe minuni în numele Lui. Minuni reale. Deci Domnul Hristos nu spune că sunt făcături, ei sunt niște lucruri care sunt mincinoase. Nu, minuni. Însă Domnul Hristos spune că omul acesta din imagine, făcătorul acesta de minuni, Benihin, lucrează cu cel rău. Uitați, femeia aceasta a venit aproape paralizată și acum este extaziată după vindecarea aceasta. Oamenii care asistă în spate, deci un stadion întreg, care vin acolo să vadă astfel de minuni, să asiste și eventual să fie nu numai martori, ci să fie chiar protagoniști acolo pe scenă a vindecărilor miraculoase. Aș vrea să spun ce lipsește atunci, ca să fie o minune autentică. Adică o minune de la Dumnezeu. Este o minune autentică, poate, dar nu de la Dumnezeu. În primul rând, observați acolo, acel om nu îi întreabă pe oamenii aceia despre starea lor, cum se simte, să simt păcătoși, din ce cauză a ajuns în situația aceasta, au păcătuit într-un fel sau altul. Poate acea femeie care era paralizată, cine știe, poate abuzase de, eu știu, anumite lucruri, nu respectase anumite legi ale sănătății, da? Și așa mai departe, da?
Nu este întrebată, te simți păcătoasă, ești păcătoasă, consideri că ai păcătuit, vrei să te pocăiești, vrei să-ți ceri iertare de la Dumnezeu și vrei să renunți la viața aceasta păcătoasă. Nu există acolo mărturisirea păcatelor, nu există acolo o pocăință, un regret față de păcat. Este mai mult spectacol. Este mai mult spectacol. Observați, facem și el îmbrăcat frumos, atinge și gesticulează și observați pe mâini, pe degete are și niște inele interesante. Da, am studiat un pic problema și figura aceasta masculină, un om foarte bogat. Așa. Un om care trăiește într-un lux de neimaginat pentru mintea omenească. Și poate fi asta un criteriu că persoana respectivă lucrează din puterea celui rău sau cu puterea celui rău pentru mai mult pentru sine, pentru avantaje materiale? Sigur că da. Iată tot aici în capitolul 7 ce spune Domnul Hristos. Spune așa, versetul 15. Feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, în blane de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doar culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Roadele vieții omului arată, de fapt, sursa puterii lui. Dacă el trăiește în lux, opulent, în plăceri și își permite lucruri pe care cei mai mulți nu și le permit, oare lucrul acesta arată că el este într-adevăr un om care dorește binele oamenilor? Sau face lucrul acesta pentru spectacol, pentru popularitate sau pentru bani? Domnul Hristos, faptele acelui om sau roadele exact, care le exemplifică prin viața personală transmit dacă omul acela are puterea de la Duhul Sfânt sau nu. Sigur. Domnul Hristos spune aici, versetul 18, nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. Deci omul se vede după roadele lui, după viața lui. Între acest om și Domnul Hristos, dacă e să facem o comparație, ce deosebiri? Sau ce asemănări găsim? Domnul Hristos a făcut spectacol? Domnul Hristos a avut un beneficiu de pe urma minunilor pe care le-a făcut? Domnul Hristos a trăit în lux? În opulență? Știm că Domnul Hristos apropo a fost umil. Apropo de aspectul acesta, mi-aduc aminte, am citit într-o carte foarte frumoasă pe care aș vrea să o recomand celor care ne urmăresc în această seară și am în minte să fac o ediție specială legat de această carte, numită Tragedia Veacurilor, o carte care descrie evenimentele de la începutul istoriei până la sfârșitul istoriei acestui pământ și la un moment dat în istoria bisericească doi pictori n-au vorbit decât prin picturile lor, au pus în fața oamenilor pe Domnul Iisus Hristos, umil, îmbrăcat, care a venit pe pământul acesta să trăiască o viață de om sărac, de om umil și să înțeleagă pe oameni și să se jertfească pentru ei, iar în partea cealaltă, oamenii bisericii, prelații bisericii, unei biserici potente la vremea aceea, care trăiau în lux și erau cu veșminte pompoase. E bine, și oamenii au înțeles mesajul. Și acesta trebuie să fie un criteriu de a distinge influența Duhului care este în spatele acelor oameni. Sigur că da, viața și roadele unui om indică izvorul, sursa puterii lui. În cazul acesta, lasă de dorit. Bun, alte dar, criterii, dacă ați vrea să, aș vrea să le spun. În primul rând, mesajul acestor oameni trebuie să fie concordant cu Sfânta Scriptură. Dacă sunt conduși de același Duh Sfânt care a inspirat pe oamenii care au scris Sfânta Scriptură, el nu trebuie să vină cu un mesaj care să intre în conflict. Totuși, omul acesta vorbește foarte mult despre persoana Domnului Hristos. Sigur. Aici îi consacră pe oameni puterii lui Dumnezeu. Sigur. Deci el vorbește despre Domnul Hristos, vorbește despre Duhul Sfânt, sigur că da. Să zicem că aici e totul ok, deși dacă intrăm în amănunte vom vedea și aici anumite aspecte. Am surprins o frază la un moment dat în care acest om spunea Dumnezeule Tată, îți poruncesc să vindeci. Ori n-am înțeles eu bine în limba engleză, am rămas surprins. A trecut repede mai departe și a spus altceva, într-adevăr bine după aceea. În orice caz, trebuie să fim foarte atenți. Deci, în primul rând, primul criteriu este acesta de concordanță între ceea ce spune el și ceea ce spune spun Sfintele Scripturi. Al doilea criteriu.
să-L mărturisească pe Domnul Hristos, care a venit pe pământul acesta în trup omenesc și că El a fost Fiul lui Dumnezeu, atât Fiul omului cât și Fiul lui Dumnezeu. Unii dintre acești, așa zis, și tele-evangheliști au probleme la capitolul acesta. Da? Deci, Sfânta Scriptură ne vorbește foarte clar să mărturisească despre Domnul Hristos că a venit în trup, chiar Apostolul Ioan spune lucrul acesta, și că este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat. Al doilea criteriu. Al treilea criteriu, Îl înalță pe Domnul Hristos în viața Lui. Nu pe sine. Nu pe sine. Nu se arată pe sine, nu iese în evidență. Și aici observăm, are El umilința Domnului Hristos? Vedem în El acea smerenie a Domnului Hristos, acea simplitate, acea dispoziție de a sluji. Vedeți unde face El acele lucruri? Pe un stadion, un loc public, unde mii de oameni sunt, se televizează și așa mai departe. Îmbrăcat impecabil. Nu vreau să spun că acum trebuie să fie îmbrăcat ponosit, însă cât costă costumul lui? La fiecare mână avea câte un inel. Oare era un inel ăsta obișnuit așa sau era un inel mai scump? Vedeți, această etalare, această dorință de a ieși în evidență, nu bate, nu concordă cu viața Domnului Hristos, cu viața și slujirea Domnului Hristos. Este o mare diferență. Avem din nou un telespectator care intră în direct cu noi în această seară. Bună seara! Bună seara! Am intervenit un pic mai devreme la dumneavoastră și am precizat că îmi place cum ați făcut emisiunea, dar îmi cer mile scuze, nu mi-a plăcut totuși 100% răspunsul invitatului dumneavoastră cu privire la felul în care o persoană, indiferent care este, poate să fie din biserică și să facă treburi administrative. Deci, în treburile administrative se amestecă politica. Nu a fost decis ca să spună că noi ortodoxii trebuie să ne amestecăm cu treburile politice. Aș vrea să precizeze exact și mult mai clar, pentru că noi suntem ortodoxi, credincioși și nu facem politică la biserică și vreau ca omul acesta, invitat al dumneavoastră, să nu caute să alunece și ne alunece și pe noi, și pe noi în greșeli, pentru că ne împrăștiem. Aș dori să ne adune. Bun, haideți să vedem, să bifăm încă o dată, mulțumim pentru telefonul dumneavoastră, să bifăm încă o dată, pe scurt, acele elemente care sunt necesare omului bisericii și omului politic sau care se ocupă de administrația publică. Care ar fi acele aspecte? Ar putea să intre sau nu în politică? Revin asupra ceea ce am spus. Domnul Hristos a fost foarte clar în privința aceasta. Am citat din Matei capitolul 22, în care Domnul Hristos spunea: dați dar cezarului ce este al cezarului sau statului ce este al statului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Adică El face o distinție clară între cele două, stat și biserică. Însă, privind acum aspectul acesta particular, o persoană, cum a menționat telespectatorul care a telefonat, o persoană care este un slujitor al bisericii poate să aibă și o astfel de slujbă? Și am răspuns foarte clar, nu poate să aibă o slujbă politică, pentru că el deja are o slujbă în cadrul bisericii unde care slujește. Care îi ocupă ceva timp. Care, sigur că da. Însă, dacă dânsul consideră că trebuie să facă ceva pentru oamenii din localitatea lui, respectiv din orașul lui, dacă consideră că trebuie să dea o direcție bună, vedeți, noi pornim din start de la ideea că politica este întotdeauna ceva rău, ceva murdar. Aici vreau să vă întreb, cumva este un domeniu atât de neatins, e o lepră de care oamenii de astăzi n-ar trebui să se atingă, mai ales oamenii religioși. Vedeți, politica este necesară, nu putem să nu facem politică, da? Nu putem să nu administrăm, da? Viața noastră. Numai că politica a ajuns murdară în zilele noastre. Însă politica a ajuns cum a ajuns din cauze obiective și le știm cu toți. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Oamenii care nu înțeleg
că ei acolo trebuie să slujească în primul rând pe Dumnezeu și să trebuie să se raporteze în primul rând la Dumnezeu și după aceea la cei pe care îi conduc sau îi administrează. Oameni care, fiindcă s-au îndepărtat de Dumnezeu, nu mai au acea verticalitate, nu mai au acea onestitate, acea integritate care se cere unui astfel de om. De fapt, tot ceea ce spun eu nu se cere numai anumitor oameni, ni se cere tuturor, pentru că legea lui Dumnezeu este valabilă pentru toți. Nu doar cine este în frunte trebuie să fie cinstit sau să fie vertical. Toți trebuie să fim așa. De ce să nu recunoaștem reprezentanții noștri la anumite niveluri? Sunt, de fapt, o emanație a ceea ce suntem noi toți, la un loc. Deci, declinul acesta al societății arată, se vede foarte bine prin cei care sunt emanați în anumite slujbe, da? În anumite funcții înalte. Însă, repet, și dânsul a spus, trebuie să se facă ceva și atunci cine să facă așa ceva? Să îndrepte lucrurile, să fie un om care să dea un exemplu, că se poate și altfel, că se poate administra și bine, se poate să fie acolo unde sunt influențe și tentații foarte mari, dar poți să fii cinstit, poți să fii onest. Trebuie să fie neapărat un om bisericesc care să schimbe lucrurile. Eu cred că poate fi. Politica a fost adusă în altar și nu. E grav lucrul deci acesta. Eu cred că poate fi cu o singură condiție și o repet. Acel om, dacă va candida pentru așa ceva, el trebuie să-și dea demisia din slujba pe care o are în biserică. Pentru că nu poate să aibă și una și cealaltă, da? Deci el trebuie să-și dea demisia și acolo, dacă va fi ales, să-și facă datoria. Conflict de interese, sigur. Exact, este un conflict de interese. Să-și facă datoria așa cum știe el să-și o facă înaintea lui Dumnezeu. Însă, ca independent, am spus, să n-aibă în spate un partid care să-l direcționeze din umbră cum dorește el. Să fie liber de orice influență negative, să fie cu adevărat independent, dacă se poate spune. Pentru că avem nevoie de astfel de oameni. Dar, repet, nu trebuie amestecate lucrurile. El trebuie să-și dea demisia, să nu fie conflict de interese și să fie acolo un reprezentant real al populației pe care îl reprezintă. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb cum ar putea oamenii de astăzi să fie convinși că sunt sub influența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și nu sub influența unor puteri, precum le-am văzut în materialele video precedente. Cum își dă seama un om simplu care dorește, un buzoian, că este umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Vedeți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci când lucrează, vine asupra omului, el acționează și aș vrea să citesc un pasaj pe care Domnul Hristos, un gând pe care Domnul Hristos l-a rostit într-o cuvântare, într-o discuție pe care a avut-o cu un singur om. E vorba de Nicodim. În capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, el spune așa. Răspunsa Iisus și i-a zis, adevărat, adevărat zic ție, dacă nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Versetul 5. Iisus a răspuns, adevărat, adevărat zic ție, dacă nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Hristos vorbește aici despre o naștere din apă și din duh, o naștere de sus. Este vorba de aceea naștere din nou a unui om care, sub atingerea Duhului Sfânt, nu într-o manieră de genul acesta spectaculară, ci sub acea atingere lăuntrică a Duhului Sfânt, el se naște din nou, este un om nou. Are o minte nouă, o gândire nouă, principii noi, orientări noi. Este un om cu totul și cu totul nou. Este un om pocăit, un om care regretă ce a făcut, păcatele lui, viața lui din trecut, care dorește o schimbare reală în viața lui, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Un om care este smerit, este umil, caută binele celuilalt, slujește, este un altruist, este un iubitor de oameni, da, iubește oamenii. Un om care este cu totul și cu totul diferit. Oameni care, într-adevăr, din păcate, sunt foarte, foarte rari. Aș vrea ca să continuăm emisiunea noastră, pentru că ar fi multe lucruri de adăugat și de comentat, mai ales cu privire la acea vorbire în limbi pe care oamenii adesea o iau ca fiind o manifestare a puterii Duhului Sfânt. De aceea aș vrea să vă mai am ca invitat
în emisiunea următoare, în așa fel încât să încercăm să explicăm mai pe îndelete asemenea lucruri și cum ar putea un om să fie convins că are puterea de la Dumnezeu, nu de la cel rău. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost invitat, ați răspuns invitației pentru seara aceasta. Cu mare plăcere! Dragi telespectatori, în această ocazie am observat că puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu poate să fie și în viața noastră, într-un mod liniștit, într-un mod altruist, într-un mod în care se manifestă față de ceilalți pentru interesul lor, pentru binele celor din jur. Am observat că Duhul Sfânt este cel care poate să schimbe viața noastră și aș vrea ca fiecare dintre noi să fie umplut de puterea acestui Duh și să lucreze în noi, așa cum spune Sfânta Scriptură, și voința și înfăptuirea. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește tot binele din această lume.